Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou, deputații au... Băi, ăștia au o grămadă de treabă. Deci încearcă să limiteze acțiunile care ar putea crește siguranța pe șoselele din România. Altfel, România, știți, țara cu cea mai mare mortalitate rutieră din Europa. Deci, deputații au votat în Comisia de Industrie și Servicii un proiect de lege prin care radarele poliției rutiere vor trebui să fie poziționate vizibil în mașini inscripționate cu semnele specifice, deci clopoțel la pisica ce trebuie să prindă șoareci, potrivit proiectului care a fost adoptat deja tacit de Senat, adică asta adoptarea tacită înseamnă că nu se dezbate și după un timp trece să consideră că s-a aprobat și se duce la Camera Decizională. Deci Camera Deputaților e Camera Decizională. Practică mai veche asta. Da, e o chestie de creșterea ritmului legislativ, de adoptare de legislație. Bun, deci potrivit proiectului, se interzice utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei din autovehicule ce nu prezintă înscrisurile și însemnele distinctive de către polițiști care nu poartă uniforme cu înscrisuri și însemne distinctive ale poliției rutiere. Și acest proiect merge înainte prin Parlament, deși are aviz negativ de la guvern. Firește. În multe țări europene există mașini în trafic, mașini de poliție în trafic, care nu au însemne și care surprind... Măsoară viteza, da. Măsoară viteza, îi verifică pe cei care conduc agresiv, care încalcă regulile rutiere. E o metodă de a impune disciplină. Adică, sigur, radarele sunt amplasate și în mașini vizibile de poliție, sunt amplasate și fix pe marginea șoselei. Majoritatea sunt fixe și știi de ele și măsoară și distanța dintre două camere, ceea ce e mult mai important. Adică... Bun. În fine, deci este a treia oară când parlamentarii încearcă să facă mai dificilă controlarea depășirilor de viteză pe șoselele României. A treia oară, în celelalte două cazuri, prevederile au fost declarate neconstituționale. Dar asta, aparent, nu descurajează deputații și senatorii care încearcă să facă traficul auto și mai periculos în țara noastră. Și de ce? De ce se întâmplă asta? Mie mi se pare relevantă declarația uneia dintre inițiatorii acestei propuneri, un deputat al Partidului Aur, un domn pe nume Lucian Florin Pușcașu, care a declarat că, și citez, poliția rutieră nu trebuie să aibă o atitudine haiducească, nu trebuie să vâneze cu orice preț pe cei care încarcă legea. Și am încheiat citatul. Care e să fie prețul? Adică orice preț. Evitarea accidentelor mortale? Sau ce? Domnul deputat Lucian a continuat, citez, toți cunoaștem abuzurile care se pot săvârși în trafic din partea unor agenți care consideră că trebuie să obțină asemenea trofee cu orice preț. Am încheiat citatul. Care or fi trofeele sau cine or fi trofeele astea? Eu nu exclud că or fi polițiști abuzivi care cer șpagă sau, adică mai ajung și la judecată din când în când. Da, pentru asta arunci copilul cu apa din copaie sau cum? Trofeele nu cumva or fi chiar parlamentarii sau șefii și șefuții din administrație care șofează ca besmeticii și sunt priși de agenți? În culpă? Că... Ați văzut recent cazul președintelui Consiliului Județean, Constanța, Mihai Lupu, care a înjurat și a bruscat un polițist care nu i-a permis accesul auto undeva unde nu avea dreptul să intre. Ăsta e trofeul de care se plânge domnul deputat Aur că îl vânează poliția? E mentalitatea asta la noi, știi? Că, domne, să nu ne vâneze poliția. Da, adică vâneze. E prevenție, nu e... Nu, tată, ideea e că trebuie să respecti legea mereu, nu doar când ești avertizat că e radar sau când îți dau flash-uri colegii de trafic, știi? Că au văzut mașina inscripționată. Eu cred că cel mai corect este un mix din punctul ăsta de vedere, dar în zone periculoase prezența poliției trebuie să fie evidentă astfel încât să descurajeze în zonele periculoase traficul inconștient. Dar cred că poliția trebuie să aibă o atitudine activă și în trafic, să-i scoată din trafic cumva pe ăia care provoacă probleme. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.